Ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna decembrie. Avem o ordine de zi destul de lungă, destul de scufoasă, pentru că avem pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință. Am să supun atenției dumneavoastră punctul 2, așa cum am discutat pe comisii, domnul consilier Cosmin Paerele. Îl propun pentru următoarele 3 luni. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În unanimitate? Domnul președinte, vă rog să preluați căile ședințe. Vă mulțumesc, domnule primar. Bună ziua, vă spun și eu și bine ați venit la lucrările ședinței ordinare din data de 23.12.2019. Primul punct, supun spre aprobare procesul verbal a ședinței ordinare din data de 28.11.2019. Înainte de asta, aș dori să supun la vot ordinea de zi, noua ordine de zi modificată. Cine este pentru? Împotrivă? Cu 16 voturi pentru, noua ordine de zi a fost adoptată. Punctul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.11.2019. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cu 16 voturi pentru, a fost adoptat și procesul verbal al ședinței de luna trecută. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019, inițiator domnul primar al orașului Târnăvești. Vă dăm cuvântul, domnule primar. Da. Este o rectificare pozitivă și avem două influențe în rectificare, 78.000 de lei din cote defalcate din impozitul pe venit și suma de 1.800 de lei, de 1.800 de mii lei, în urma rectificării de buget a Guvernului României am primit această sumă de 1.800 mii lei. Sigur că în urma unei solicitări pe care noi am transmis-o, știți foarte bine că în cursul anului 2019 noi am niște plăți de efectuat pentru gunoi și am rămas descoperiți la multe capitole. Practic, această sumă vine să completeze și să rezolve problema deficitului pe care îl aveam la acest capitol. O rog pe doamna contabil șef foarte pe scurt să prezinte cum am repartizat această sumă. Da? La capitolul 6702 la cultură, suma de 40.000 de lei. La capitolul 7402 mediu, 38.000 de lei și suma de 1.800.000 de lei din, la capitolul sume utilizate din excedent. Deci pentru reîntregire excedentului, cum a spus și domnul primar, am completat capitolurile de unde am luat banii pentru anumite plăți. Dacă sunt ceva întrebări? Dacă nu sunt întrebări, să punem la vot. Cine este pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2019 a fost adoptat. Proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Inițiator primarul orașului Târnăvești. Domnule primar, vă rog. După cum bine știți, în fiecare an, la sfârșit de an, se aprobă proiectul hotărârea privind taxele și impozitele pentru anul ce urmează. Vreau să vă spun că taxele și impozitele pentru anul 2020 nu au fost majorate cu nimic comparativ cu 2019. Ele au fost corectate doar cu rata inflației, care în acest an este de 4,6%. Deci taxele și impozitele la Dărmănești în 2020 vor fi la nivelul anului 2019, corectate cu
rata inflației. În rest, nu a apărut niciun fel de altă modificare. Deci toate taxele au rămas la nivelul anului 2019, așa cum spuneam, corectate cu rata inflației. În afară de taxa de salubrizare. În afară de taxa de salubrizare, care este afectată de economia circulară pe care, știți foarte bine, cu ordonanța 74 ne obligă să plătim și acele sume. Dar pe taxa de salubrizare vom reveni cu o hotărâre de Consiliu care va reglementa exact în ianuarie pașii pe care trebuie să-i parcurgem. Dacă aveți întrebări, să spunem și taxa de gunoi din 2020 va fi. Deci taxa de gunoi, după estimările făcute de cei de la Avis Bacău, recomandă 15 lei de persoană, în care, pe lună, în care se include și această taxă pentru economia circulară. Ce înseamnă taxa pentru economia circulară? Noi avem obligația să, noi, toată lumea din România, trebuie să își selecteze gunoiul. Pentru că nu ne-am atins acele ținte la nivel de țară de a recicla 40% din cantitatea de gunoi pe care o avem, suntem sancționați de Uniunea Europeană cu plata unei taxe suplimentare. În momentul în care vom înțelege să reciclăm și procentul este de 40% din cantitatea pe care o producem, 40% trebuie să fie reciclat. În condițiile în care vom recicla 40%, nu vom plăti acele taxe suplimentare. La Dărmănești, în proporție de 6-7% din cantitatea de gunoi este reciclat. Restul este la grămadă. Și pentru asta plătim cu toții. Domnul Minea, vă rog. Are foarte mult să ridicăm cu 50% de la 10 lei la 15 lei taxe de gunoi. Se pare e foarte mare. Adică aș vedea cu un leu, doi, dar e mult prea mult. Eu am spus că de la 1 ianuarie vreau să dăm o hotărâre de anul viitor, să dăm o hotărâre de Consiliu, în care să stabilim, așa cum am spus, pe pugălă, vom stabili un preț pe pugălă și... Dar acum, dacă aprobăm toate taxele, aprobăm și pe aia. Este aprobată și ea, pentru că suntem obligați să ne ducem cu taxa asta de economie circulară de la 1 ianuarie, dar ea este cu caracter de recomandare și noi, dacă venim cu o hotărâre de Consiliu în ianuarie și stabilim pe pugălă de ce stabilim noi, ținem cont de puber. Înțelegeți? Dar la momentul, vreau să vă spun, pe anul trecut, cu taxa aia de 10 lei am plătit, noi nu am reușit să ne plătim gunoiul pe care l-am produs. Adică noi am încasat, nu știu, vreo 8 miliarde de la oameni și de la firme și avem de plată 10 miliarde. Dar nu aparține cetățenilor, pentru că nu s-a selectat neapărat. M-am informat cetățenii foarte bine, noi autoritatea locală și autoritatea centrală, pe televiziune națională. Trebuie să facă zilnic niște speech-uri din alea pe televizor, să vezi oamenii cum să se lecați și să venim întâmpinare la cetățenilor cu niște pudere prestabilite. Asta e pentru hârtie, asta e pentru gunoi menajer, ca să aibă și posibilitatea să... Sau măcar ar trebui o creștere guvernamentală să fie pungi, sunt în alte sate. Punga verde pentru gende, cu noi punga albastră pentru alții. Deci, dacă o să trecem pe pungere, o să fie o schimbare și atunci fiecare o să mai se decideze. Vreau să vă spun că... Mă provoc să luăm bani de la viitor și foarte mult. Foarte mare taxe. Noi avem dreptul să și scădem taxe, nu numai să le ridicăm. Sigur, dar trebuie să avem din ce să le achităm, știți? Dacă avem din ce să le achităm... Chiar am sesizat, v-ați descurcat foarte bine cu bugetul și cred că dumneavoastră v-ați descurcat. Domnule Tăptiucă, vă rog, dacă mai doriți să vă spuneți. Aici vrea să fie problemă de către un domn primar, adică problemă înainte, să ajungă la pugenă, ne-ai impus Bacău, să mărească costul de 50, nu? E mult, exact cum puși domnule. Dacă ți-ar face la pugenă, se face în echivalent la greutate câte puberi dau pe mână, alții poate dau 10 sau un și saci din puberi. Da, da, da. Un mult gunoi. Exact ce am discutat pe comisie. Și atunci dacă te-ai într-o lună să dau o puberă, sau poate două, sau de două. Deci, în luna ianuarie, vreau să venim, repet, cu un proiect de hotărâre la care vom lucra împreună, în așa fel încât fiecare cetățean să plătească pentru cât aruncă, cât produce, da? Și noi vom stabili un preț pe pubelă. În fiecare, am propus, în fiecare săptămână, minim o pubelă să se ridice, da? Avem 4 săptămâni, o dată pe
pe săptămână înseamnă 4 pubele și vom stabili un cost pe pubele. Nu mai contează câți membri sunt în familia respectivă, ci câte pubele produce. Sunt și, sunt oameni care scot pe lângă pubelă încă 7 saci în fiecare săptămână și acele cantități. Domnul Moise? Și domnul Florian. Haideți. Eu știam să meargă banii pe vorba românească, totuși să meargă un casare în acontul pentru până la rezolvarea pubelelor și diferența sunt casarele la sfârșit cu oameni. Ca să meargă circuitul. Dar nu merge așa, nu, că noi în fiecare lună nouă ne vine factura, noi trebuie să plătim. Noi în fiecare lună avem factură de 1 miliard. În medie este cam 1 miliard și noi trebuie să, rapid în luna decembrie, în luna ianuarie, să venim cu un proiect de hotărâre, dacă stabilim pe pubelă, am stabilit cât e pubelă, nu știu. A, dacă reușim în ianuarie. Da, în ianuarie și atunci fiecare știe. Care s-a rămas. Exact. Dacă în ianuarie ne vine factura pentru decembrie și în februarie ne vine pentru ianuarie și trebuie să o putem plăti. Da, dar cu siguranță revenim în luna ianuarie. Ideea a fost ca să spunea și colegul meu, trebuie plătit bunul, altfel pățim ca anul trecut și intrăm în colaps. Primul pas serios pe care noi l-am făcut noi și mă refer aici la orașe a fost când am convins ADIS-ul că trebuie fiecare primărie să plătească la cantitatea pe care o produce. Că știți foarte bine, înainte nu se plătea așa, ci se plătea la numericul, câți eram. De când s-a făcut pasul ăsta important, să știți că fiecare primar încearcă să-și gestioneze treaba în așa fel încât să aibă din ce plăti gunoiul. Sunt astăzi peste 30 de primării de comune care nu pot să își mai plătească gunoiul pentru că n-au făcut demersuri să scoată omul la poartă numai gunoiul menajer, ci în continuare să scoate colegari de graj, crengi, betoane și așa mai departe. Și pentru că vin facturi foarte mari, repet, când am fost la ADIS acum 2 săptămâni, 30 ceva de primării aveau peste 15 miliarde datorii la gunoi, miliarde vechi, pentru că n-au reușit să-și gestioneze. Noi nu avem la momentul ăsta niciun leu datorie, dar dacă nu ținem foarte, foarte din scurt treaba, sigur că pierdem controlul, pentru că se scot cantități mari de gunoi care ar putea fi, nu știu, poate iarbă și frunze, îl punem în grădină. Măturăm curtea și scoatem nisipul și cu bolovanii în cubelă. Dar dacă vom face următorul pas important, să trecem de la persoană, noi ca primărie, la pubelă, veți vedea că atunci omul nu-i mai convine să scoată gunoi de graș sau ce mai scoate. Care îl interesează atunci? Sigur, atunci unii vor plăti poate 10 lei, alții vor plăti 100 de lei, dacă nu sunt... Dar persoane datornici care nu au achitat gunoiul, nu avem foarte multe, da. Deci la momentul ăsta, cred că 35% din persoane și-au plătit. Și avem formele de executare care sunt. Se fac somații, de-aia primiți acasă. Și aveți succes cu formele astea? Deci, la momentul de față, în proporție de 60%-65%, înțeleg și își plătesc la timp. Diferența de 30-35% nu. Dar se strâng sumele alea și într-o zi trebuie să le plătească, pentru că n-avem... Nu le plătesc când sunt mici. Le vor plăti când sunt mai mari. E problema lor, pentru că avem forme de executare. Și m-am uitat, am trimis în teren persoane și își notează în fiecare zi de unde încarcă. Vreau să vă spun că sunt multe persoane care scot noi la poartă foarte mult și nu achită nimic. Aici. Am vrut să văd și treaba. Dacă nu-i fie acum, îl arunc în altă parte. Păi. Dacă mai sunt toate discuții? Nu despre. Vă rog, domnul Crăciu, ați avut? Am primit câteva întrebări de la un cetățen. Avem cetățenii din Brăduiești, țigani, care spun ei nu plătesc nicio taxă pe gunoi. Sunt persoane, acestea sunt persoane care produc foarte, foarte mult gunoi. În special pe stradă, aruncat pe unde se poate, că așa sunt ei. Așa sunt. Cetățenii sunt nevoiți, cei care plătesc taxe pe gunoi, pentru că spun ei, suntem nevoiți să plătim și pentru țigani. De ce să plătim pentru țigani? Vă răspund. Varianta asta cu țiganii nu plătesc gunoi este o poveste, pentru că eu vă recomand să vă duceți la impozite și taxe și să vă uitați la cetățenii de pe Valea Uzului ce sunt acolo și veți vedea că nu există rol de casă fără să nu ai plătit gunoi.
Deci fiecare cetățean, indiferent de ce etnie, de ce culoare, de ce nație e, la Dărmănești are impus un ori acolo. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că la momentul discuției noastre se distribuie banii pentru încălzire și la fiecare persoană acolo îi se oprește, nu știu cât au stabilit doamna contabilă, ce o sumă, în contul impozitului pe teren ce are el acolo și casă și pe gunoi. Deci cu siguranță, sigur, sunt mulți de la din comunitatea de romă care au restanțe, dar toți sunt prinși cu gunoi acolo. Au refuzat, noi le-am adus și pubele, și au refuzat să ridice acele pubele, crezând că scapă de taxa de gunoi, da? Deci n-au luat pubelele, dar ei au taxa acolo. Și le-am pus, dacă vă duceți și vă uitați, în spatele comunității acolo, am pus un container de la mare de fier de 7 metri cubi cât are acolo, în care își pun gunoiul și când se umple containerul ăla, descărcăm o mașină a Romprestului. Deci nu există nicio persoană la Dărmănești, poate să zic că ne-a scăpat cineva, dar nu există imobil casă la Dărmănești ca să nu aibă impus gunoi. Deci asta este impusă, dar plătesc? V-am spus cu greu, plătesc, pentru că vin la noi cu diverse probleme. Ba să-și matriculeze, ba să-și radieze, ba nu știu ce mai vine acolo. Și cu siguranță nu li se operează acele solicitări până nu achită o parte din sumă. Și chiar vă rog, treceți la impozite și taxe și o să vedeți acolo multe. Sigur, au și foarte multe amenzi, sunt foarte multe amenzi, dar prioritatea sunt astea. Da? Domnul Despa, mai am zis că... Adică vreau să spuneți, ați lansat o cifră, o sumă, Este recomandarea făcută de ADIS în urma calculului și ei ne-au spus în felul de deci ADIS-ul, prin aparatul de specialitate care l-au la dispoziție, ne fac nouă niște recomandări. Sunt cu titlul de recomandare. Întrebarea mea era următoarea. În contract inițial făcut, până în 2032. S-a prezentat și un tabel valoric. Da. Care era 15 lei. 15 lei anul ăsta. Și anul ăsta era 15 lei. Da, plan de evoluție a tarifelor. Deci am anunțat 15 lei. Da. Ei ne-au spus la calculul care au făcut 15,7 parte sau 15,8 ceva de genul ăsta, dar recomandarea este de 15 lei, care se încadrează în graficul ăla pe care l-am făcut. Da, dacă se încadrează în graficul ăla inițial. Da. Dar, repet, ei au spus în felul următor. Până la urmă, la nivelul primăriei, fiecare Consiliul Local stabilește modul cum își încasează suma de la persoană. Bine. Vă mulțumim. Dacă nu supuneți. Vă rog, doamnă. Domnul primar, sunt cetățeni care au terenul numai de la primărie, au locuință sau plătiri terenul respectiv, dar n-au plătit un ban și au peste 40 milioane, 30 milioane, taxe de lăsă și imposte și plătiri și puține. Cu noi și nu nici o locuință în bani. Ce măsură trebuie la poarea? Deci, noi avem, eu am spus mai devreme, și toți cei care au restanță la primărie, noi avem un compartiment de executări silite și s-au făcut forme de executare. Știu, de asta spun. Deci, eu am zis că doar în cod, eu nu mă văd nimic, dar sunt mai mulți. Deci, asta te pitești de genul ăsta. Deci, eu nu e al nostru. Bineînțeles, bineînțeles. Oamenii nu au... Nu sunt 4 ani, nu am gândit să via bani. Dacă au salariu sau pensii, se poate. Dar cu siguranță. Salut, așa. Cu siguranță. Dacă nu mai sunt alte discuții, să punem la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 a fost adoptat. 5 proiect de hotărâre privind majorarea de 400 de euro. 5, 6, 7, 8, 9, se vor la grămadă, că e același lucru. Le votăm separat. Separat. Majorarea cu 450% a impozitului pe teren, parc în suprafață de 2150,03 metri pătrați, situat în strada Chimiei, oraș Dărmănești, ca urmare a constatării tehnice de teren neîngrijit. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? În unanimitate? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 450% a impozitului pe teren parc în suprafață de 2150,03 metri pătrați a fost adoptat.
Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 450% a impozitului pe teren parc în suprafață de 3.284,48 m² situat în strada Chimiei, oraș Dărmănești, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Toate proiectele de hotărâre au primit avizele comisiilor de specialitate. Supunem la vot punctul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. În unanimitate, cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre primind majorarea cu 450% a impozitului pe teren parc, în suprafață de 3.284,48 m² a fost adoptat. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 450% a impozitului pentru imobilul clădire și imobil teren în suprafață de 2.485 m² situat în strada Muncii, numărul 3, zona ANL. Oraș Dărmănești, ca urmare a constatării stării tehnice de terenuri și clădiri neîngrijite. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Cu 16 voturi pentru și proiectul de hotărâre privind majorarea cu 450% pentru imobilul teren și clădire situat în strada Muncii numărul 3, zona ANL, a fost adoptat. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 450% a impozitului pentru imobilul clădire și imobil teren în suprafață de 7.734 m² situat în strada Uzinei numărul 102. Ca urmare a constatării stării tehnice de terenuri și clădiri neîngrijite. Supunem la vot. Dacă îmi permiteți, văzut că punctul 8 și 9 se referă la fabrica de mobilă? Posta. Da. Posta, da. Da, posta, da, acolo. Supunem la vot. Cine este pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 450% a impozitului pentru imobilul clădire și teren în suprafață de 7.734 m² a fost adoptat. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 450% a impozitului imobil clădire și imobil teren în suprafață de 32.923 m² situat în strada Uzinei numărul 102. Oraș Dărmănești, ca urmare a constatării stării tehnice de teren și clădire neîngrijită. Supunem la vot și acest proiect. Cine este pentru? Și aici am acționat în instanță pe băieții ăștia la au formă de executare. Au fond? Au formă de executare. Nu. Supunem la vot. Am spus. Cine este pentru? Cu 16 voturi pentru și proiectul de hotărâre privind majorarea cu 450% a impozitului imobil, clădire și, și imobil teren, în suprafață de 32.923 m² a fost adoptat. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 89 din 30-10-2019 privind stabilirea traseelor microbuzelor școlare pentru transportul elevilor pe raza administrativ-teritorială a orașului Dărmănești. Da, deci aici câteva cumpărăți să fac eu. Știți că în noiembrie liceul ne-a propus o anexă prin care se reglementa circuitul celor două microbuze pe raza orașului pentru transportul elevilor. Astăzi supunem completarea anexei în sensul că s-a mai introdus un traseu. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 89/2019 a fost adoptat. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic general al orașului Dărmănești, aprobat prin HCL numărul 16/2001 și prelungit prin HCL numărul 1/2019 până la intrarea în vigoare a noului PUC. Inițiator, domnul primar al orașului. Da, câteva lucruri am să spun și aici. Ne-am dat o hotărâre de Consiliul Local în 2019 pentru prelungirea planului urbanistic general până la 31 decembrie 2019. Sigur că la acest moment se lucrează la PUC orașului. Suntem sub contract cu o firmă din Bacău. Cred că 30-40% din PUC s-a făcut. Legea s-a modificat, s-a dat o hotărâre de guvern care prevede prelungirea până în 2023 a hotărârii de Consiliu prin care s-a adoptat vechiul PUC, în așa fel încât să se poată finaliza cu succes noua lucrare care vizează PUC orașului. Sunt foarte multe avize de luat, sunt foarte multe
lucruri care trebuie strinse în noul PU și legiuitorul a constatat că la nivel național nu se pot încadra firmele care lucrează la aceste contracte în termen scurt și de aceea s-a prelungit. Sigur, ca atare și noi propunem acest proiect de hotărâre, prelungirea PUB-ului vechi până în 2023. Eu sper că anul viitor să fie finalizat. Noi ne-am luat o marjă de precauție, să zic așa, dar anul viitor, din ce date am la momentul ăsta, sperăm să fie finalizat nouul PUB, în așa fel încât să ne putem, să putem da o hotărâre de Consiliu cu avizarea și aprobarea noului PUB. Vă mulțumim, domnule primar. Dacă sunt discuții, întrebări? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității PUG-ului a fost adoptat. Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat OAT Oraș Dărmănești în domeniul public al orașului Dărmănești al obiectivului monument istoric Moara de Apă Cazapară. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Domnule primar? Da. Știți că luna trecută noi am dat o hotărâre pentru trecerea din privat în public. Acea hotărâre a suportat niște modificări conform codului administrativ și aveam varianta să rectificăm hotărârea veche sau să o aprobăm și să dăm alta nouă. Propunem varianta de aprobare a hotărârii vechi și de a da o nouă hotărâre de Consiliu care să fie concordanță cu ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019. Vă mulțumim, domnule Vedescu. Domnul primar, avem obiectivul turistic, avem, dar acolo mai trebuie ceva făcut. Drumul și un vinător o parcare. Deci, proiectul ăsta de hotărâre vine să cumva să stea la baza unui proiect pe fonduri europene care, cu siguranță, are în vedere inclusiv asfaltarea căii de acces până acolo și dacă o să treceți pe acolo, o să vedeți că deja mai am făcut niște pași, în sensul că am curățat acolo, erau urmane de deșeuri aduse de apă, am făcut și un gard care, provizorul care izolează acest obiectiv de așa zis și bun prieten care trec pe acolo și se mai agață de una alta. Deci obiectivul ăsta, eu sper ca anul ăsta să putem depune în vreo. Chiar și vreo la sistematizat din deci este, eu deja am un prim pas vis-a-vis de treaba asta și va fi un obiectiv foarte frumos. Că nu de la nimeni. Deci, va fi un obiectiv foarte frumos acolo și inclusiv strada modernizată cu tot ce înseamnă până în șoseaua de centură, accesul apei în acea incintă. Deci o să fie ceva frumos. Noi lucrăm deja pentru, repet, pentru decopertare și așa mai departe ce acolo. Vă mulțumim. Alte întrebări, dacă mai sunt? Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al obiectivului monument istoric Moara de Apă Hazaparu a fost adoptat. Punctul numărul 13, proiect de hotărâre privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip B2, prin reorganizarea serviciului de categoria 4 a orașului Dărmănești, județul Bacău. Avizează Comisia Juridică, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnul primar, vă rugăm. Da. În baza ordinului Ministrului Afacerilor Interne, numărul 75, din 27 iunie 2019, toate serviciile voluntare trebuie reorganizate și proiectul de hotărâre vine să propună un serviciu voluntar pentru situații de urgență de tip V2, având în vedere că față de OAT Oraș Dărmănești, la o distanță de 12 km, se află un serviciu profesionist, ne permite legea să ne organizăm pe serviciu de situații de urgență tip V2 și sigur că noi la acest moment avem un serviciu voluntar, reorganizăm acest serviciu voluntar prin înființarea serviciului tip V2. Practic, acest nou serviciu voluntar pentru situații de urgență la nivel de OAT Oraș Dărmănești va fi format din 30 de persoane, 5 angajați pe funcțiile specifice pe care îi preluăm vechiul serviciu voluntar pe care l-am avut până la acest moment și 25 de voluntari. Deci rămâne pe structura de 30 de persoane, 5 angajați plus 25 de voluntari, structurați așa cum am prevăzut la articolul 2, un șef
de serviciu, compartiment de prevenire, formații de intervenție, grupă de intervenție și așa mai departe. Deci, practic, reorganizăm pentru a putea fi în pas cu noua legislație. În condițiile în care nu am fi reorganizat serviciul, de la 1 ianuarie, practic, acești oameni pe care avem noi la serviciu voluntar nu mai puteau desfășura activitatea. Ei rămâneau fără obiectul muncii. După ce vom adopta această hotărâre, noi trebuie să obținem avizul de la structura de specialitate, de la ISU Bacău, pentru nou serviciu și, sigur, de la 1 ianuarie să putem funcționa. Mulțumim, domnule primar. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip V2 a fost adoptat. Punctul numărul 14, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la HCL numărul 11/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Dărmănești și a serviciilor subordonate Consiliului Local Dărmănești. Avizează Comisia Juridică și Buget Finanțe. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, domnul de primar, vă rugăm. Da, spuneam noi, modificăm și completăm anexa 1 și 2 la HCL numărul 11, în sensul că introducem în anexa 1 rândul 46, polițist local, clasa 1, asistent. Anul trecut, sau nu, în acest an, când am dat hotărârea de Consiliu, nu am prevăzut acolo studii superioare asistent la poliția locală. Noi am avut un post de debutant, s-a transformat acel post din debutant în asistent și, sigur, anexa numărul 2, rândul 12, inspector de specialitate debutant. Aici noi am avut la CNIP un post de referent studii medii. După vacantarea postului l-am transformat prin hotărâre de Consiliu în studii superioare debutant. S-a ocupat, am organizat concurs, s-a ocupat acel post și sigur că trebuie să-l prindem și în anexă pentru a putea plăti. Rândul 12, spuneam, inspector de specialitate debutant, transformat din referent studii medii. Deci, practic, cele două poziții vin să completeze anexele pe care noi le-am aprobat în luna ianuarie. La acel moment puteam să le prindem toate anexele, era o hotărâre foarte lungă și noi am decis ca să completăm această hotărâre de Consiliu în momentul în care vom avea situațiile în cauză. Cele două situații pe care le-am precizat. Mulțumim, domnule primar. Dacă sunt discuții, întrebări, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 11/2019 a fost adoptat. Punctul numărul 15, proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în Comisia pentru Evaluarea și Selecționarea Proiectelor de Interes Local, finanțate din bugetul local al orașului Dărmănești și Bătul Bacău. Avizează Comisia Juridică, Buget Finanțe și de Urbanism, inițiator primarul orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Da. În baza legii 350/2005, Consiliul Local trebuie să constituie o comisie care evaluează și selecționează proiectele de interes local finanțate din bugetul local. În 2017, noi am dat o hotărâre de Consiliu în care am aprobat o comisie. Acea comisie a suportat modificări în sensul că o parte din membrii de la acea vreme nu mai fac parte din Consiliul Local sau din aparatul de specialitate a primarului. Și astăzi, practic, reactualizăm acea comisie în ideea în care cineva depune, vreun ONG depune o solicitare de finanțare, să putem să avem o comisie activă care să, sigur, să și evalueze și să selecteze acele proiecte de interes local. Practic, președintele la acea vreme era domnul Diaconescu Marius, care era consilier. L-am propus pe domnul Milea Fănică. Din comisie mai fac parte domnul Despa Teodor, Potfaz Vasile, Mirăuță Ifrim și Picope Mihaela Alin. Vă mulțumim, domnule primar. Dacă sunt discuții, întrebări, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind desemnarea membrilor în Comisia pentru Evaluarea și Selecționarea Proiectelor de Interes Local, finanțate din bugetul local orașului Dărmănești, a fost adoptat.
Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări, destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Avizează Comisia Juridică, Buget, Finanțe și Urbanism. Inițiator, primarul orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Da. Având la bază ordonanța 74 pe 2018 pentru modificare și completarea legii 211 și adresa 4506 din decembrie 2019, prin care transmisă de către ADIS Bacău către noi, prin care ne aduce la cunoștință că în baza hotărârii AGA ADIS din decembrie 2019 privind modificarea contribuției la economia circulară, ne roagă să supunem spre aprobare cu maximă urgență proiectul de hotărâre anexat până pe data de 31.12.2019. Acest proiect spune că începând cu 1 ianuarie 2020 se modifică cuantumul contribuției pentru economia circulară, pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfință și destinate a fi eliminate prin depozitare în cuantum de 80 de lei pe tonă și decontarea acestei sume către operatorul Ecosud S.A. începând cu 1 ianuarie 2020. Ce înseamnă asta? UAT-urile care nu își vor atinge ținta de reciclare a deșeurilor va trebui să plătească pentru fiecare tonă care nu este atinsă o taxă suplimentară de 80 de lei. Spuneam și mai devreme, la nivel de țintă 2020, 45% din cantitatea de deșeu generată de un UAT trebuie să fie reciclată. Ca și idee, la nivel de Bacău se reciclează 2-3% la nivel de județ Bacău. Diferența până la 45%, adică vreo 42% suntem obligați să plătim suplimentar o taxă de 80 de lei. 80 de lei e anul ăsta. La anul, dacă mergem în continuare, vom avea pe ton, 80 de lei pe ton. Anul viitor vom avea, nu știu, 100-200 de lei. E un grafic stabilit de Uniunea Europeană. Practic, este o sancțiune impusă de Uniunea Europeană pentru că nu ne atingem aceste ținte de colectare selectivă și reciclare. Vă mulțumim, domnule primar. Dacă sunt întrebări, dacă nu te punem la vot, cine este pentru? Unanimitate. 16 voturi pentru. Okay. Cu 15 voturi pentru și o abținere. Domnul consilier Moise s-a abținut. Proiectul de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale a fost adoptat. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheiere unui acord de asociere între UAT Oraș Dărmănești și Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui, în vederea depunerii și implementării proiectului Facem Traseele Montane Uituz-Ghinei. Avizează Comisia Juridică și de Urbanism, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnul primar, vă rugăm. Da. Este vorba de un proiect pe care l-a lansat Gal Valea Muntelui, stabilirea unui traseu care are o lungime mai mare, 127 de kilometri, un traseu montan, care pleacă de la Uituz și ajunge la Timeș și, practic, finanțarea este asigurată de Gal. Noi suntem solicitați să aprobăm un acord de asociere între UAT Orașul Dărmănești și Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui în vederea sprijinirii reciproce și depunerea, contractarea și implementarea proiectului Facem Trasee Montane de la Uituz la Ghimeș, conform unei anexe. Sigur că acest proiect, Trasee Montane Uituz Ghimeș, trece și prin localitatea noastră, pe la coada lacului. Avem aici o anexă în spate în care ne precizează punctele exact pe unde trece acest traseu. Acest traseu nu se suprapune cu proiectele pe care noi le-am făcut în decursul anului 2019 și știți, acele trasee montane și refugii montane. Sigur că se vrea ca acest traseu să fie un traseu principal, o magistrală, cum spunea cineva, între Uituz și Ghimeș,
pentru iubitorii de munte, iar traseele pe care noi le avem în planul nostru sunt trasee adiacente, avem acolo refugii montane și așa mai departe. Practic, la acest moment, nu înseamnă angajări financiare, ci doar asocierea, s-ar putea ca la momentul respectiv să venim pe raza OAT Oraș Dărmăne și o cofinanțare. Da? Să vedem, cred că e ceva. Dar, în primul rând, acordul de asociere, cred că vor mai fi și niște acorduri subsecvente, în sensul că o parte din acest traseu trece pe raza ocolului privat Lignum, o altă parte trece pe raza ocolului Silvic Dărmănești, a Regiei Autonome a Pădurilor, și atunci, punctual, sigur vor fi discuții cu fiecare deținător de teren în parte. Dar e un proiect care vrea să dezvolte turismul de la Purtuz la Chimeș, cu toate localitățile componente care fac parte din său respectiv. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări, discuții pe această temă, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate? Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între UAT Orașul Dărmănești și GAL Valea Muntelui a fost adoptat. Punctul numărul 18 diverse, vă rog să vă înscrieți. Dacă doriți. În timpul înscrierii, o să-i dau cuvântul domnului primar pentru câteva precizări. Eu aș vrea câteva informări să fac. În primul rând, vă mulțumesc că ne-am încadrat, am fost foarte operativ. În al doilea rând, vreau să vă fac, să fac cetățenilor câteva informări. A fost semnat contractul de cofinanțare între UAT Oraș Dărmănești și Delgas Grid în vederea extinderii rețelei de curent la coada lacului. Știți că din 2016 noi ne-am propus să dezvoltăm Valea Uzului, zona Valea Uzului, coada lacului, cum știm noi cum avem denumită, și una din priorități a fost extinderea rețelei de curent la coada lacului. Acolo s-a făcut un studiu de fezabilitate. Vi l-am prezentat în proședința anterioară. Valoarea investițiilor este de 5.064.466 lei plus TVA, adică cu tot cu TVA 1 milion și jumătate de euro. După discuțiile avute cu operatorul Delgas Grid, am căzut de comun acord ca investiția să fie suportată jumătate de către UAT Oraș Dărmănești, jumătate de Delgas Grid. Valoarea de contribuție la această investiție a noastră, a UAT-ului, este de 2.532.233.000 lei plus TVA, adică peste 30 și ceva de miliarde de lei vechi va trebui să punem noi la partea pe care o pune Delgas Grid, în așa fel încât să ducem rețeaua de energie electrică la coada lacului. Proiectul este foarte ambițios. Vreau să vă spun că este un proiect care permite dezvoltarea zonei Valea Uzului pentru următorii cel puțin 50 de ani. Adică acolo se duce putere electrică mare, în așa fel încât dacă vom avea solicitări de operator pentru construirea de pensiuni și așa mai departe, să reușim să avem resursă financiară și resursă de putere electrică. Proiectul este defalcat pe 3 ani, pentru că noi nu ne-am putut permite din bugetul local să alocăm suma de 25 de miliarde într-un singur exercițiu financiar și la propunerea noastră am făcut un grafic de finanțare pe 3 ani de zile. În fiecare an, contribuția noastră este de în jur de 850.000 de lei la care se adaugă TVA, mai exact avem 844.077. În primul an, adică 2020, noi venim cu suma de 844.000, iar Delgas Gridul va veni cu 1.588.000. Adică, în primul an, noi venim cu 1 miliard de jumate, ei vin cu 15 miliarde. Urmând ca în anul 2 și 3 să continuăm investițiile. Deci este un prim pas serios. Al doilea lucru important. Înseamnă că în 2020 sunt până în bucă. La sfârșitul anului 2020 ar trebui rețeaua de medie până la coada lacului să fie sub tensiune, rețeaua de medie. Un alt lucru foarte important, știți că noi am tot discutat de extinderea rețelei de gaze în Dărmănești. Este o primă adresă care ne-a venit, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în cartierul Lapoș și cartierul Sălături.
Și ne spun cei de la Bergas Grid că referitor la solicitarea noastră ne informează că a fost finalizat studiul tehnico-economic pentru extinderea rețelei de gaze în cartierul Lahoș și cartierul Sălătruc și conform acestor calcule pe care ei le-au făcut, avem nevoie de 3.698.000 de lei. Deci peste 37 de miliarde la care se adaugă TVA. Și ne mai spun dumnealor aici că ei sunt dispuși în urma studiului să pună 401.000 lei, adică 4 miliarde plus TVA, iar noi trebuie să punem 33 de miliarde. Dacă vom discuta în luna ianuarie, eu cred că este un prim pas pe care noi trebuie să facem, să ne dăm acordul pentru demararea investițiilor, să vedem și resursa financiară, deci vorbim acum de 33 de miliarde plus TVA pentru extinderea rețelei de gaze în cele două cartiere. Sigur că noi am mai făcut niște solicitări pentru triaj, pentru că urmează să ne vină. Și va trebui să decidem împreună de unde găsim resursa financiară, cum facem pe câți ani să ne putem angaja. Vreau să vă mai spun că pe data de 25 se organizează GIAN-ul, începând cu ora 11 și vă invit, mai ales cetățenilor din orașul Dămănești și numai, vă invit la GIAN pe 25, începând cu ora 11, avem 3 cete din Dămănești, Ceata Boiștea, Ungurenilor și Mașca și avem o solicitare, banda lui Bujor de la Său, e o formă de GIAN, cei care știți, la fel. Deci 4 cete de GIAN vor fi pe data de 25, începând cu ora 11 până la ora 15 în fața primăriei orașului Dărmănești. Vă mai rețin un minut. Pe data de 31 decembrie avem Festivalul Ursului la Dărmănești. Avem 8 cete din Dărmănești înscrise. La ora 11.30 se pleacă în fața primăriei Dărmănești cu acea defilare pe care o știm noi. La ora 12 pe terenul din sport pe care îl avem în fața poștei. Da? Da, începând cu ora 12. Și avem, va intra Ceata Ungurenilor, Sălătruc, Triaș, Lahoș, Clopu, Boiștea, Josen și închidem cu Mașcaș. Vă așteptăm cu drag pe toți și pentru că suntem la sfârșit de an, dați-mi voie să vă urez sărbători fericite, un an să ne dea Dumnezeu cu sănătate și cu multă înțelepciune. Domnul președinte, vă anulăm. O chestie scurtă, domnul primar, v-aș vrea dacă unde s-a turnat asfaltul și s-a întrerupt în asfaltul măcoian, e foarte brusc. Nu cred că mai intervine cineva să repare aia acum. Dar ar trebui pus un semn de drum cu probleme. Sunt probleme. Și facem deci de kilometri la oră, deci în 2 geanta. Deci ideea era acolo să continuăm tot anul ăsta, dar dacă nu te poziți... Însemn, dar ar trebui vorbi cu cineva pus și acolo și la Ticaneți. Și voiam și eu, ca și dumneavoastră, să transmit la mulți ani cetățenilor din Dărmănești și celor care nu au putut să vină acasă și colegilor mei la mulți ani și multă sănătate. Doamne, eu rog pe domnul președinte să închidă ședința. Voi invit la un concert de colinde acolo lui Cantus și după aia, sigur că vine și o trupă de... Da, mulțumesc și un an bun. Da, și vă mulțumesc pentru prezența la ședința ordinară. Vă doresc la mulți ani să vă doresc fericite. Îți declar ședința ordinară de 23 a 12 ani închisă. Vă mulțumesc.
născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt, Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. Să trăiești ca să mulți ani.
Mântuirea